Urgență mai rar întâlnită astăzi la Spitalul Județean. O femeie a înghițit o albină. În ce stare a ajuns la unitatea medicală, aflați la știrile nopții. Strada Primăverii se reabilitează cu polițiști. Amănunte despre ce s-a întâmplat astăzi pe a doua mare arteră a municipiului la știrile orei 21. Au prins gustul victoriei. FCM Dorohoi a obținut a doua victorie consecutivă în Liga a doua. Cele mai importante faze din meci le vedeți la știrile nopții din sport.